Odată cu scumpirea energiei electrice și a gazelor naturale, tot mai mulți moldoveni optează pentru instalarea panourilor solare. Este și cazul lui Sergiu Stratan din satul Pereseci, în raionul Orhei, care, din frica unei ierni grele, a investit peste 10.000 de euro pentru a-și dota gospodăria cu panouri fotovoltaice. Astăzi ne arată că panourile noastre solare au produs 6,34 kW. Suntem la ora cât? 11 și deja avem produs 6 kW. Acum, Sergiu Stratan speră să economisească bani și chiar să vândă electricitate în rețeaua națională de distribuție. În legătură cu ultimele evenimente care se întâmplă și cu situația din țara vecină și cu scumpirile în lanț care se produc, am hotărât să instalăm panouri solare, care ne-ar produce anual, din cât spun specialiștii, 12-13 mii de kW. Aceștia 12-13 mii de kW ne-ar ajunge pentru necesitățile casnice și chiar să trecem căldura pe electricitate complet. La mulți dintre locuitorii satului Pereseci, situația este însă cu totul alta. Oamenii spun că nu au bani nici de strictul necesar, iar din rezervele de lemne de anul trecut aproape că nu a mai rămas nimic. N-am cumpărat nică. La pădurari spune la un kilometru solitării prin pădure. Da, 700 lei cubul. Da. Chestia lemne, 1000 de adus. Situația e tare grea, încordată. Lemne avem o leacă de anul trecut, dar încă n-am procurat. Trebuie să luăm credit cumva, să luăm. E greu. O să înghețăm, cred că la iarnă se casă. Altceva n-așteptăm. Rezerve de anul trecut aveți? Da, avem, aia că o trăie tonul ca și an și așa la avem. Altceva nu ne-a rămas nică, dar și pat și cam la 9 octombrie ne-am să începem a face foc. Și faci până în aprilie. În acest an, cererea pentru lemn de foc a crescut de aproape două ori comparativ cu anii precedenți, ajungând la 1,2 milioane de metri steri. Cel puțin această cifră a fost estimată de către reprezentanții Ministerului Mediului, autoritățile locale, dar și de către cei de la Moldsilva.